Deci am început petrecerea și o terminăm la anul. Cum ne distrăm în noaptea asta de Revelion la Protein? Ne distrăm un pic mai bine decât anul trecut. Întotdeauna așa ar fi bine, știi, să fie un pic mai bine. Ne distrăm foarte tare, asta e foarte, foarte important. Oricum, abia așteptam să prezint din nou cu Pavel. Asta o trec la CV. Dar chiar așa e, da. Să știi. Și eu te iubesc. La mulți ani, Pavel! Cum ne distrăm de Revelionul acesta? Păi, în primul rând, cu bună dispoziție. Noi vă distrați. Da, cu noi. Musa e obligatoriu. Ca să vă meargă bine tot anul, se zice, dacă anul trecut, știi cum e? E o chestie. Dacă anul trecut ți-a mers foarte bine, a fost datorită nouă, acestui Protevelion. De ce să schimbi obiceiurile? Așa că anul ăsta distrează tot cu noi și o să ai un an și mai bun. Ce facem, cum ne distrăm în noapte dintre ani? Uită-te. În familie, cu minte și în rest, Doamne. Și puținută pe măsură, că vorbea aia. Hai mă, da. Timp total. Da, noi altfel avem foarte mult bun gust când vine vorba de haine, doar astăzi ne-am dat în spectacol. Da, da. Este totul bine. Ce-am făcut azi nu anulează, ca în jumătate de an de bun gust. Cum ne distrăm în noaptea dintre ani la ProTV? Cum să ne distrăm? Ca de fiecare dată ne distrăm ca tot românul, nu? Ne distrăm. Și cu petre, și fără petre, și cu cerebel, și fără cerebel, suntem acasă cu toții. Și intrăm în noul an cu dans, muzică bună. Intrăm cu zâmbete, intrăm cu speranță, intrăm cu schimbare, în mai bine, intrăm mai, cu mai multă liniște, intrăm cu tot ce avem mai bun, nu? Ne distrăm fantastic de tare, mai ales noi, aici, că ne-am întâlnit cu toții și într-o conjunctură atât de faină. Deci noi chiar ne distrăm, ceea ce vă dorim și vouă. Și vă mai spun un mic secret, înainte de fiecare nou an, îmi pun câte o dorință. Și de fiecare dată se îndeplinește. Mă concentrez foarte mult pe gândul acela, așa că vă doresc ca toate dorințele voastre să se îndeplinească. Cum petreceți în această noapte? Nu mâncăm deloc. Deci singura dată când nu mâncăm, nici eu și cu Ana, e 31 către 1, întâi nu mâncăm. Da. De pe 2 începem să mâncăm. Da, da. Pe ritual veche, cum se cheamă, da? Bă, haleala. Sfântul haleală. Nu la Sfântul așteaptă, da. Și ce vrei, ce meniu dorești? Ce ai vrea mai? Ce-mi dai tu? Plăcinte cu ce? Plăcinte cu dragoste. Ce vrei să-mi dai? Mereu fac, cu dragoste. Cu varză călită, vrei cu cartofiori, cu ceapă, vrei cu brânzică, dorești cu cărniță? Cu cărniță și cu varză. Atât, gata. Gata. Ție voie bună, oamenii faini și talentați. Exact. Dans. Bucurie, dragoste. Zâmbete. Ce să vedem? Sarmale mi-aș fi dorit să văd, niște salată bă. Aia nu zici rău. Aș fi acum, cam patinează buricul de fapt. Asta zic.